1917 membrii PSD, 68 au votat împotrivă, iar 182 s-au abținut. Sigur, de florile Frăsinelului toți. Asta înseamnă un procent de 99,93%, care îl contrazice pe Liviu Dragnea, vicepreședintele partidului, care susține că, sau susținea la un moment dat, că nu suntem ca pe vremea lui Ceaușescu. E bine, iată că e chiar mai rău decât atât. Sigur, discursul lui Victor Ponta, din ce am mai tras și noi cu urechea, n-a fost unul extraordinar. Probabil că impactat de moment și de importanța acestei zile, Victor Ponta n-a rostit nimic memorabil. A vorbit un pic și de Traian Băsescu, dar parcă nu suficient. Și în rest, niște povești dintre astea repede uitate. Mai degrabă, discursul lui Liviu Dragnea a fost mai de efect, așa, când și-a amintit de ziua aia în care ningea cât casa și ei stăteau la discuții înăuntru, ceea ce sigur nu-i avantajează, și de maturitatea politică a premierului care va deveni președinte. În orice caz, pentru cei care n-au putut să asculte decât la radio, ca pe timpuri la Fotbal Minut cu Minut, acest congres, avem varianta pentru săptămâna viitoare, de ziua premierului Victor Ponta, pe 20 septembrie, când cei care vor fi norocoși, puțini totuși, 55, hai maximum 60 de mii de oameni, dacă mai stau unii în brațele celorlalți, vor putea să se afle pe arena națională, 60 de mii din 414 mii, din 6 milioane, câți pretinde PSD-ul că va avea alegătorie la aceste alegeri. Deci din 6 milioane, 60 de mii de privilegiați vor putea să răgnească din toți bojocii pentru viitorul lor președinte. A mai fost și discursul de la București al lui Marian Vanghelie, care, după cum știți deja, i-a transmis premierului că nu-l înghite, n-a fost niciodată fanul lui și că nu-l va susține pe gratis în această campanie, dar o va face totuși pentru că el este un om de partid. Ați văzut că are foarte mulți adepți, tot mai mulți în Partidul Social Democrat, Marian Vanghelie, deși în ultima vreme s-a vorbit mult mai puțin despre el, de ca și cum prostia la un moment dat s-ar pereniza. Mi se pare greșit. Îi se acordă cam puțină importanță lui Marian Vanghelie pentru cât de epocal este ca și om politic. Adică este nemăsurabil, necuantificabil acest cetățean. Niciodată nu va mai exista unul care să poată să spună, domnule, eu am vanghelizat mai bine decât domnul Marian Vanghelie acest partid. Adică, de numele lui, și un nume comic, evident, se va lega multă vreme de aici înainte intoleranța asta a Partidului Social Democrat la orice. Adică, dacă nu le numeri pe Vanghelie când faci tirada grozăviilor și bazaconilor Partidului Social Democrat, înseamnă că ai trăit degeaba pe lângă ei. El va rămâne în istoria partidului ca unul care și-a dus crucea într-un mod bizar. Da? Era urmărit de râsetele tuturor, de râsetele cetății, ale comunității, și cu toate astea, ridicolul nu l-a ucis. Nu l-a ucis niciodată. Ridicolul. Puteți să trimiteți că e deschis. Da? Odată pe săptămână avem și noi. E liber, fraților. Câte vreți puteți să trimiteți 100, uite că numai de-al dracului nu o să-l mai închid, da? Faceți-vă pe plac că nu se întâmplă nimic. Bun. Deci nu susțin pe gratis pe nimenea, a zis Marian Vanghelie. Vreau să înțeleagă și Victor Ponta, de aceea această organizație este importantă. Victor Ponta nu poate să câștige fără dumneavoastră și fără cei de acasă care se uită la Antena 3 și fără cei de care nu i-a plăcut lui Victor Ponta de ei. A încheiat triumfal, într-adevăr, Marian Vanghelie, care iarăși beneficiază de această conjunctură preistorică a României. În ce țară din Uniunea Europeană acest om ar fi dăinuit în politică? Ar dădea un cizmă în gură și se ducea pe niște scări în jos și nu l-a mai fi văzut niciodată. Sigur, să ocupe alte funcții, de exemplu să spele mașini într-un garaj. Rolul lui era să țină o spălătorie și să aibă acte false pentru ea. Să-l înhațe poliția, să nu se anunțe pe nicăieri. Poate așa, printr-un jurnal de la regional, pe nu știu pe unde, pe la ce televiziune, că l-au săltat pe unul care făcea și pe nebună o spălătorie și
evaziunea fiscală era la el întoi. N-ar fi trebuit să se ridice într-o țară de calibru totuși al României, cu a 7-a sau 8-a populație în Uniunea Europeană, un asemenea individ. Adică eu, de exemplu, mă simt înșelat. M-aș adresa planetei, societății, lumii. Da? Știu că, din păcate, n-am cui, așa că nu mai rămâne decât varianta cu lumea cealaltă. Mă simt indignat, totuși, ca un cetățean de nivelul lui Marian Vanghelie, aproape să conducă țara. Adică să fie totuși un om de luat în calcul. Un om în fața căruia să taci când el vorbește. Un om pe care televiziunile să focuseze. Eu mă simt indignat. Și cred că și cei care au murit la Revoluția din decembrie 1989, care nu suntem patetici, suntem reali, da, suntem naturali, oamenii aceia care au murit atunci fără să aibă habar ce se va întâmpla cu această țară, poate că Ceaușescu s-ar fi întors, poate că ar fi venit Nicu Ceaușescu, poate că ar fi venit Coana Leana, Dumnezeu știe, Vadim Tudor, Emil Bobu, ei nu știu ce s-a mai întâmplat cu această țară, poate că totuși și pentru ei ar trebui ca din când în când așa să mai avem câte un gând. Marian Vanghelie în orice caz n-avea ce să caute într-o societate de conducere, că ei l-au acceptat acolo pentru că venea din popor și era exact copia fidelă a alegătorilor PSD, asta înțeleg. Adică el ar fi trebuit să fie ejectat oricum, din oficiu. Adică așa de mizerabil să fii încât să accepti ca ștacheta politicii să fie atât de jos. Adică, bă, nici măcar atât să nu știi. Adică poate să intre în politică absolut oricine. Atâta timp cât Marian Vanghelie, numai că a intrat, a ajuns unul dintre lideri. El a fost, la un moment dat, Dumnezeu la filiala București a PSD-ului. Nu? Era adulat, măcar în public, și de Ion Iliescu, și de Adrian Năstase, și de Mircea Gioană, care cu toții de-a lungul timpului au rostit cuvinte frumoase despre el. Marian Vanghelie ține acum un discurs ca să-l tragă de urechi pe viitorul președinte, să nu uite să-i dea și lui ceva. Că așa e la ei. La ei nu-i pe gratis acolo. Omul când îți spală o roată sau, da, un geam la mașină, îi dai și tu ceva. Așa se poartă la ei. Că dacă nu-i dai, te scuipă. Sau dacă nu mai apucă să te scuipe că ai închis repede parbrizul, data viitoare, la următorul semafor, are el niște oameni care vor fi acolo. Mai desumflă o roată, mai îți zgârie capota cu ceva. Deci la ei așa e, să știți. I-a atras atenția, mai în glumă, mai în serios, că avem nevoie, sigur, de un om ca Victor Ponta, asta dacă va câștiga alegerile, dacă le va pierde, praf și pulbere îl face Marian Vanghelie, pentru că ei în situații de genul ăsta nu iartă. Adică omul nostru, era să-i spun altfel, dar în fine m-am abținut, are pretenții, să știți. La cât de mult a dus în politica asta, n-a fost unul în stare să-i spune, mă, pleacă-mă de aici, prostule. N-a fost unul în stare să-l pună la punct. Da? Toți ne uitam la Marian Vanghelie ca la un lider, ca la un as. Uite, bă, băiat deștept, da? Ți-a auzit și înainte. E, măcar e sincer. Bun, dar măcarul ăsta totuși are ce să caute acolo, cum măcar e sincer. Că ce înseamnă asta? Că e prost, dar măcar e sincer? Sau ce? E analfabet, dar măcar e sincer? Ce înseamnă acest măcar? Să ne explice în PSD oamenii care l-au susținut atât, de ce se pune acest măcar e sincer? Asta nu e, până la urmă, un motiv de laudă când cineva spune despre tine așa. Bun, au mai fost astăzi niște probleme, o să revenim, sigur, la momentul oportun asupra desemnării lui Victor Ponta în postura lui Nicolae Ceaușescu, organizațiile de partid și toate, o să vedem exact fiecare câți mititei propune, da? Paranghelia este abia la început, o să avem o săptămână în care Victor Ponta va fi în al 9-lea cer, cum spun românii, sau în al 7-lea cer, cum spun francezii, la ei sunt două straturi mai puțin, să știți. Da, iarăși pentru cei care vor să dea la limbi străine și să învețe limba franceză, le mai dau așa un astuce. Da? În Franța, în franceză, se spune le septième ciel, nu un al 9-lea cer, cum e la noi. Deci nu, să nu încurcați asta cu al 9-lea cer. Ajunge, nu e nicio problemă, Victor Ponta pe acolo, pe undeva o să fie.